trebuie să mă ajute. Bună ziua, prieten. Suntem după zi de ieri. Ne-am trezit și suntem puțin în formă, pardon. Ca fiecare om. Nu știu voi, prieten, cum sunteți, pentru că nu vă dați seama de zile. Am pregătit să mergem la Viorica, da, vezi? Uitați, pe doamna Olga a pregătit ploconul. Cum ar veni vorba de plocon? Ca, să mergem la... La cine? La tata? Prima, nu știu. Eu zic, tata, să aducem un pax de bere. Da. De la aici, de la Crema. Și mai aici, prăjituri, de cozonac, alea. Dumnezeu să ne ajute să fim cu bine. Eu de la Caraula, cu tatălui Bogdan, adică Lutica. O să mergem, după Criciune, acum o să mergem la e a doua zi după Crăciun, nu? Da, a doua zi după Crăciun. Ce vreau să vă spun? Prieteni, suntem, cum v-am spus, după zi de ieri. Noi suntem foarte bine în formă. Nu știu cum vă simțiți voi după atâta băutură și după atâta mese pe care le-am văzut. Că au făcut prea multe vloguri, prea multe live-uri, prea multe... Înțelegeți? Prea aglomerate, prea nu știu cum. Și sper că vă simțiți bine, totuși, după această mâncare și după această băutură pe care le-am văzut pe mesele dumneavoastră acolo. Sper că sunteți buni și sănătoși. Că știți de multe ori de sărbători să consumă prea multă carne, prea multe băuturi, prea multe mâncăruri mai speciale și noi, de fapt, românii mai cam exagerăm de felul nostru. Și... Știi cum? Odată te simți bine, odată rău, nu toată lumea se simte bine. Adică, de moment, da, când este în pragul de sărbători, mănânci, consum de toate felurile de băuturi și mâncăruri. Dar a doua zi am văzut, prieten, că oamenii s-au simțit foarte rău. Nu știu dacă voi ați văzut și poate ați văzut și... Ambulanțe care au venit la domiciliu și le-au consultat și le-au făcut. Dar Dumnezeu să fie cu voi și să vă fie de bine din tot ce ați petrecut. Mă bucur că am sărit mesele pline și ați făcut vloguri, live-uri și toate cele bune. Mă bucur pentru voi. Eu însă, ce să vă spun, mă pregătesc și eu acum să ajung pe acolo, pe la Albătrân. Pe la sare și salut prietenii mei care mă știe și mă cunoaște. Să le transmit în bucurie din partea mea la familia lor și la copilor. Da, uitați-vă ce prăjitură mi-am dat acum un desert, pentru că așa trebuie, știi cum, după această mâncare. Bine cu noi. Noi n-am făcut mâncare cine știe ce, dar așa suntem noi de felul nostru. Nu exagerați, înțelegeți. Zice că ce e puțin nu ajunge. Ce e mult nu e bun și așa trebuie să mai ne apținem, să fim acolo unde trebuie. Eu așa cred. Ce să vă spun, mă bucur de voi și așteptăm și anul nou ca să trecem cu bine și cu sănătate și cu alături cei dragi. Să fim unul de lângă altul. Sper că anul nou nu o să-l mai facem aici și doamna Olga, ce zici? Facem cu pachetul? Anul nou îl facem la Albătrân, în Dubai sau mergem în la Albătrân? În Dubai mergem acolo la Albătrân, acolo la țară și după aia plecăm în Dubai de pe exact, 10 milioni. Exact. O să ai cu fanii noștri surpriză cum filmăm din Dubai. Da. O să fie, Paul, o să ne urmăriți și pe canalul meu, la de la astea, și la Bulgar. Da? Da. Ia și mă duc prăjitură, ca să mă duc în Dubai. Nu? Păi stai seama că... Păi de aia s-a făcut prăjitură, de aia gustă. Ia să duc și eu în prăjitură pe asta. Foarte bun, prieten. Dai cu brânză, nu? Nu. Dar ce asta? Aromă de...
Prieten, crede-mă că n-am mâncat prăjitură din asta până acum. Este o prăjitură cam, nu știu cum, dar credeți-mă că... Iacră! Da, are un gust extraordinar. Credeți-mă, cu adevărat. Astea sunt prăjituri să nu faci diabet și să nu până așa. Prea bună, prieten. Mai vrei una? Vă rog, chiar să luați voi una. Mai iau una. Arată la prietenii tăi cutia. De ce? Și la prietenii mei ca să vadă această cutie ce bună e. Credeți-mă pe cuvânt că e cea mai bună. Vreți să spui că e cumpărată? Nu, e făcută de tine, dar e pusă în cutie. Da, și ce? Ia uite prăjitură, aici arată prăjitură. Uitați-vă. Prăjitură cu foi, cu cremă de... cu aromă de rămâie. Vedeți? Prăjitură cu foi. Foi, cu cremă. Da. Eu, crede-mă că s-a făcut prea multe, v-am spus, prea multe mâncăruri, dar ca să le iei așa pe toate, să le guști, nu prea ai timp. Știți și voi, poate destul de bine. Guști a doua zi, din aia câte puțin și după aia ți se pare că e mai bună aia, știi? Deocamdată, uite, sunt prea multe chestii care au fost băgate prin frigider, prin dulapuri, pe aici, pe la noi, și nu s-au pus toate pe masă, pentru că, nu, eram eu doar cu Olga aici. Noi am făcut Crăciunea, mă. Noi am făcut Crăciunea, așa. Am ascultat melodia, care am spus-o nouă acum pe piață. Și n-am nici exagerat la mâncăruri. Indicație pentru toți fanii noștri. Ne-am simțit foarte bine, am venit pe la... cât am venit acasă? Pe la ora... am mai fost prin oraș, ai mai fost pe la... Da, prin numărul. Da. Mai ne-am plimbat pe aici, pe la prieteni, pe la părinți. O să mergem acolo la țară, la bătrânii pe aici și după o să mergem și la patrana, la noua. Da, acum o să le facem o vizită, fraților, să vedeți și vlogurile al doamna Olga care le face. Da. Acolo cu șatra, nu? Da. Da, sper că nu o să steți ce încearcă cu tine șatra, cine? Nu? Șatra. Nu. Nu? Sperăm, fraților. Știți cum e treaba, da? Cu șapte. Nu știu cine urmărește acest vlog, cine sunt abonați la doamna Olga. Vă rog frumos să vă abonați să la canalul ei. Să ne vrem să plecăm la țară. La doamna Olga. Și acest vlog este al meu, Bogdan, originalul de la Strehaia. Și să vă urmăriți și pe mine, că o să filmez ce facem la țară, la Bogdan. Da. Facem filmări cu drag pentru voi. Facem ceea ce avem aici și vă arătăm cu drag. Și vă doresc ca de anul nou aceea ce v-am spus să fiți foarte, foarte atenți. Pentru că mai vă repet, sunt mâncăruri care le poate ne aduce o problemă. Vă rog ca să consumați mâncăruri cât de mai bune și proaspete și nu exagerat. Pentru că știți cum e. Da, nici eu nu exagerat. Nu o să mănânc pe asta, toată. Uitați. Eu zic să mai lăsați și ție. Așa vă doresc ca să fiți atenți și să aveți poftă la tot ce vă pregătiți pentru de anul. Și o să vă fac niște filmări mâine sau poimâine pentru ca ce vreți ca să vă pregătiți pentru anul nou. O să vă dau o rețetă foarte, foarte importantă dacă vă place și pentru de anul nou va fi ceva special. Nu iertați în Dubai pentru că ce putem ne arăta pentru voi. Hai să vorbim și cu părerea. Ia și spune la fanii tăi ceva acolo. Vreau să vă spun că Dumnezeu să vă ocrotească, să vă binecuvintează pacea Domnului peste voi toți, peste pe tot pământul și toți țiganii noștri unde vă aflați. Dumnezeu să vă dă sănătate și bucurie. Doamne ajută să ne urmăriți ce avem de făcut. Amin.